A trecut o săptămână de la aventura noastră cu cârnații de curcan și ciuperci. Îi vom prezenta și degusta puțin mai târziu. Drumurile noastre toate duc din nou spre Răchițele. De data aceasta împreună cu prietenii noștri de la David and Six Martini Band. Cu o parte din ei. Îi puteți vedea pe toți în emisiunea Tonic Show. Noi ne-am mulțumit cu David, Origen și Răzvan. Începem aventura muzicală prin a testa nervii și gusturile de meloman ale lui Grivei. Haide, băieți, faceți pace cu animalul și să ne vedem de treburi. Poate că mergem și la cules de ciuperci, dar nu înainte de a-l lăsa pe Big Boletus să ne încânte cu un aperitiv. Pentru că este aproape iarnă, încercăm din nou o rețetă cu ciuperci de la conservă. Iată-ne, prieteni dragi, din nou într-o incursiune noastră minunată despre ciuperci, cu muzică și cu natură. Sper să vă placă și de această dată, pentru că vă vom invita la o masă, fiind în post, un post a Crăciunului. E mai lejer astăzi pentru că avem fiți legale la pește, o să mâncăm și niște șprot și bineînțeles că bagă băieții așa obișnuiți de emisiunile lor să-și bage labele, o să le dau pe ăsta clombe dacă mai vine în coace, dar ideea este că aia o să mănânce cum le place. Ideea e că voi pregăti o salată de ciuperci murate, flamurina venutipes sau gheaba tomnatică se mai numește ciuperca aceasta. Este o ciupercă parazită, crește de obicei toamna, iarna, până, dacă iarna e blândă, până prin februarie. O putem găsi în scorburi, pe copaci și este o ciupercă care este foarte gustoasă și chiar ciupercă medicinală, pentru care are foarte multe elemente importante care o să discutăm după ce fac acest preparat și când ne vom referi strict la ele. O salată de ciuperci murate, marinate, depinde cum doriți să le faceți. Dacă le faceți murate, înseamnă că stau mai mult pe timp de iarnă și o să le puteți servi după un anumit timp. Dacă vreți să le marinați, le puteți face pe loc, pentru că sunt deosebit de aromate, plăcute și, bineînțeles, dacă puneți și adaosurile care vă plac. Am mai pus niște ceapă, tăiată feliuțe mai mari și, bineînțeles, că am stropit-o și cu un sos de chili roșu, care îi va impregna un pic de picanterială. Asta va fi o salată care o să servim lângă o pastă de pește. Facem cu un șprot afumat. În mod normal o fac cu unt, nu prea suport margarina, dar asta este fiind postul, trebuie să ne adaptăm și cu aceste chimicale numite margarinuri. Oleu palmitostearină, deci combinații de acid graș, oribile. Dar o să iasă gustoasă datorită peștelui, datorită ardeiului capii, datorită cepei și, bineînțeles, să punem și un pic de lămâie pe care îi va da un pic de acreală și toate acestea vor fi de lipit păpită, ca să nu le spunem tartinabile. O să mai pun și un pic de picant, adică o să pun ceva piper combinat, piper alb, roșu, verde, să-i dea și un pic de picantereală, va servi și servită de pâine, de către prietenii mei din spate care abia așteaptă să cânte dacă le-au picat degetele. Pe care o să invită așa una de natură care să ne placă nouă. Până atunci eu prepar materialul, voi dați-i bice. Am fi lăsat melodia să curgă până la sfârșit, că e tare frumoasă, dar Origen și-a făcut un prieten care nu ne mai lasă în pace. Ah,
asta e un fel de salată gen fără iubită în seara asta, la câtă ceapă avem acolo. Și cu iubită, dar dacă nu, chestia că până apucați voi la iubită, o să avem mult de filmat. Am înțeles. Păi ce pe aici, nu sunt. Cumpru mult. Asta tăiață, nu dați, că mă și-o omoară, și dacă e glumă. Să tăiem atunci. Audiență. Nu facem cu astea. Să trecem de grabă la degustat. Mai ales că avem cu noi un tânăr domn care are o problemă cu ciupercile. Noi avem un tester în trupa noastră. Răzvan. Cine primul? Bagă, Răzvan. Eu. Dacă nu pățești tu nimic... Nu, să fie problemă că e cu mucilagiu, că așa e. Trebuie să-mi bat stoma, așa, ca să fie... Ciuperci. Vrei să gust eu? Nu găsesc un amic. Vrei să gust eu? Fii atent, Vali, e frică să mânci ciuperci. Deci, dacă nu știți, Răzvan... Lasă-mă pe Răzvan, mânâncă-mă ciuperci. Calmă. Răzvan, toboșarul trupei Six Martini, este... ușor reticent la... Pune-te rog frumos acolo în tot. Gitara? Este de la ușor bot, reticent la... Juicy, la cățelul ăla frumos de acolo. Juice. La ce e reticent? A degusta orice mâncare pe bază de ciuperci sau ciupercile așa ca atare. Dar trebuie să aflăm motivul, cu siguranță ceva psihanalizabil. Motivul pentru care Răzvan fuge de ciuperci este... O bătutai că s-o cu o ciupercă când a fost mic. Da, era ciupercă lemnosă. Nu, pur și simplu, nu am mâncat. E că ai luat bătai cu ciupercile care sunt pe casa aia. Să-i ofita de mâncare ciuperci de alea lemnosă. Cred că ar trebui să-i facem o introducere, nu în lumea ciupercii. Hai, Răzvan, cred că e momentul. E ciuperca, această gustoasă ciupercă. Salata asta merge foarte bine, faceți cât un sandwich cu un pateu de șprot ăsta, deci pastă de șprot și serviți ciupercuța pe deasupra, e un fel de acreală. Ia ceva. Hai Răzvan, hai Răzvan, hai Răzvan. Ia-ți-o gândare să se vadă groază din ochii tăi. Cine era primul fumist, Răzvan? Răzvan, 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 fii atent, Răzvan, deci fii atent, bonus. Pregătită. Da, 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 nu mă să gustă să vedem. Ia, așa, ia și felia de pâine și gândește-te că, ca și când ai luat un antibiotic și acum strigi cu apă. Foarte bun. E ca și șatul de... Ești marinată, mă. Așa ai făcut și cu Jägermeister, nu mai ții minte. Nu vreau, nu vreau, n-am făcut niciodată. Da, stai să uită, tai căsul. La emisiune. Domn Dorel, nu e adevărat, nu era Jägermeister, era Unicum. Pe camera. Băieții din trupă dau dovadă de altruism și pun mâna pe camere pentru a putea gusta ceva și echipa de producție. Dori, hai să bag și una să... Destul ai muncit. Haideți și că mai este și suprime de viteză dacă... Și între timp, gazda noastră ne aduce un mănunchi de popenchi. Le-a găsit cu o zi înainte și le-a păstrat pentru noi. Sunt acele ciuperci foarte gustoase care trebuie însă servite cu mare grijă pentru că dau reacții adverse cu alcoolul. Le-am prezentat pe larg în emisiunea precedentă. Cei interesați o pot găsi în arhiva online pe site-ul Look TV. Oh, v-ați săturat? Nu, așa e? Nu, ca să vă săturați, trebuie să mergem în pădure după ciuperci. Că până acum am văzut ce am găsut. Dar așa vă propun, pentru și pentru mișcare, să-și facă peștele digestia. Să trageți voi câte o tură prin pădure și să vedeți dacă nu găsim cea ciupercuță, să le identificăm și să le și chiar pregătim la cină de seară. Eu zic că e perfect și o să facem tot pe bază de post, ciupercile sunt de post, eu zic că nu cred că e o problemă să consumăm și găsim o doară, numai să fie comestibile, să aveți mare grijă, oricum le identific eu când le aduceți. Am înțeles care e planul. În loc de o siestă liniștită, profităm de ultimele ore cu lumină și o luăm pe dealuri. Pădurea aceasta o cunoșteam deja bine și o știm plină de ciuperci. Dacă de data aceasta am gustat ghebe de la conserve, într-o emisiune trecută am cules aici câteva zeci de kilograme. Nici măcar nu am putut să le luăm pe toate cu noi. Dar asta a fost în urmă cu mai bine de o lună, când încă temperaturile erau ridicate. Aici sunt strânși camionii. De aici am strâns atunci, da? Între timp a dat înghețul. Noaptea temperatura scade constant sub 0 grade. Ciupercile cresc la sol doar dacă au o constantă de cel puțin 4 grade. Hai duc și e vestit Agripopa cel voinic. Hai duc și e vestit Agripopa cel voinic.
da, ciupești, lasă cântatul, ca să știți. Cel mai bun scenariu la care ne putem gândi este să găsim niște ciuperci parazite care cresc pe copaci. Acum, ca să vă spunem adevărul, la temperatura care este afară, putem să ne plimbăm câteva zile pe aceste dealuri și o să găsim doar bătături în tălpi. Dar avem un ghid al locului, pe Vasile, care a văzut în urmă cu câteva zile pe un trunchi chiar păstrăv de fag, Pleurotus pe numele de supermarket. Din păcate, până am ajuns noi la fața locului, cineva i-a recoltat. Ierda, le-au curățat azi aici, belit acela. Da, măi, ei, Origene, cine? Da, fagul jos. Mai găsim doar niște puiet. Uite ce frumoase. Astea sunt fel de mini ciupercuțe, în limbaj popular vivilici. Și pe latină? Și pe latină ne va explica Vivilicius. Mult mai târziu Vali. Vali, da. Da, pune la bine, pune-le bine aici. Bagă în tobă. Băgăm la tobă aici. Acolo mai băgat și sarmale din anunț. Da, da, da. Când am plecat. Trebuie să zici tu tot, mă. Du-te. Hai că am plecat. Dă-te afară din casă. Păi da, n-am venit nimic de ascuns. Hai să mergem, că mi-e foame iară. Și cam asta a fost aventura ciupercărească pe ziua de astăzi. Then we come and we look TV. Ne pornim înapoi spre cabană. Pe povârniș mai dăm peste niște exemplare interesante. Da, stai că te învăț eu cum se face. Trebuie să o bagi în gură și să o mesteci tare. Ce rușine. O mesteci și după aia în două ore ne dăm seama în principiu. Păi fă-o tu și arată-mi cum e. Nu, că tu ești vedeta. Eu nu fac așa ceva, sunt alergic. Tu ești muzician, le zici la multe. Asta miroase un pic mai bine. Oare e bună asta? Hai să mergem să întrebăm pe domnul Vasile. Uite cum ai să aici, asta e la fel. Vasile, hai, învață-ne! Domnul Vasile, stați să vă arăt asta dacă e bună. Sunt gata murate. Prea murate, poate. Așa că abandonăm marfa și ne bazăm pe ce a adus Vali de acasă. Hai, zăpăcitule! Ai, 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 o, o! Vali, ți-am adus ciupeci! Vali! Dar am exagerat cu ele, mă! Vali! Nu m-am rupt picioarele pe acolo, am picat. Uite, toată prada noastră de astăzi. Știi cum e, cum e secolul ăsta? Minimal, less is more. Deci. Ați distrus tot ce a fost mai bun în pădure. Astea, dacă le mai lăsam 2-3 zile, puteam să mâncăm 4-5 persoane. Da, dar mai vin peste 2-3 zile. Noi mâncăm tot 4-5 persoane, dar mai puțin, așa. Păstrăvul de fac, produsul Streatus. A? 10 bucăți, 15 bucăți într-o mânuță, cât una mică, proaspătă. Sau cum se numesc? Villager. Vivilici. El le spun Vivilici. Vivilicius. Păstrăvul de fac, sunt extraordinare. Ciupercă care de obicei crește toamna spre iarnă, tot așa ca și flamulina velutipes. Sunt foarte gustoasă, crește și în crescătorii. Pentru că e foarte ușor de inoculat pe zona fertilă, să spunem așa, pe paie, pe combinațiile care se fac pentru compost. În pădure apare cu culoare la început mai gri, cenușie, spre un albăstrui, foarte frumos arată. Iar în crescătorii, pe gri, pe galben și pe roz. Trei culori foarte frumoase. Mai multe nu pot să vă spun, doar că există orice ciuper care are conținutul de minerale foarte sănătos, de multe, inclusiv vitamina D, în concentrație medie, adică sub 1%, dar este important că o găsim acolo, decât în alte legume care nu le prea găsim. Iată, putem să trăim din natură cu aceste Pleurotus. Mersi, băieți! Și la magazin altceva, l-ați mai găsit? Mai luat de ale gurii ceva, pe cale lichidă. Oricum, o să le aranjăm frumos în tocăniță aceste mâncărici, aceste ciupercuțe, să arate frumos. O să fac un fel de, nu o să fie tocăniță, salată. O spălătură care vine peste fasole, o să vedeți voi ceva interesant. Până atunci, mai mergeți în pădure sau nu? Nu, nu mai mergem în pădure. A fost ultima încercare pentru anul 2012. Ne-am convins că s-a cam terminat sezonul de ciuperci. Și se încheie în curând și primul sezon al emisiunii noastre. Dar nu înainte de a mai găti o tocană. De data aceasta avem în meniu finețuri. Vedem de îndată despre ce este vorba. Am adus iepurașul. Ce-am luat, ce-am luat, Vasile?